În piețele din Constanța au apărut miei, duminică se sărbătorește Paștele, așa că oamenii au venit încă de dimineață să cumpere carne. Oferta a fost bogată, iar prețurile la fel ca anul trecut. Un kilogram de carne se vinde începând cu 40 de lei. Acest cioban a venit să-și vândă marfa în piața Griviței din Constanța, de la 100 de kilometri depărtare. Se laudă că și-a crescut miei cu hrană bio și tocmai de aceea au cea mai fragedă carne. Poftim să vă servim cu o marfă proaspătă și bună la băiatul aici. Marfă de Dobrogea, de la Ceamurlia de sus. Au apărut miei în două din piețele constanțene, sunt zone special amenajate aici pentru comerțul cărnii, iar oamenii și-au făcut apariția încă de la primele ore ale dimineții pentru a cumpăra nelipsita carne de pe masa de Paște. 40 de lei pentru un kilogram de carne de miel cere acest comerciant, care se laudă că oferta lui este cea mai bună. Tocmai de aceea a reușit să vândă 10 miei în mai puțin de o oră. Spre ce miei ați adus? Da, momentan. Veți mai aduce? Bineînțeles că da, lăsăm constanțenii noștri fără miei. Nu puțini sunt cei care preferă să cumpere doar pulpele de miel pentru friptură sau numai organele pentru drob. Alții, mai puțin grăbiți, au venit doar să sondeze piața și așteaptă ca prețurile să mai scadă înainte să cumpere. Dar toată lumea bani să cumpere unul întreg. Asta este tradiția, trebuie să luăm la mâncătură. Cum vi s-au părut prețurile? Scumpe, dar trebuie să le luăm. Vreau să cumpăr de spate două pulpe și prapurele și cu măruntaiele pentru drog. Cum vi se par prețurile? Foarte bune. De... Nu trebuie spune că oricum. Cum sunt? Credeam că ia luăm la 35, dar nu mai merge la 35. Păi asta e tradiția și datina, să mâncăm carne de miel. Și am luat și eu o pulpiță. La un preț convenabil, zic eu, pentru mine. Săptămâna mare o să fie mai multă lume aici și, o să, mai ieftinească un pic. În sprijinul comerțului de miei a venit și RAE DPP-ul. Regia, care administrează piețele constanțene, a stabilit anul acesta taxe mai mici pentru tarabe. Constanțenii spun că valoarea estimată a coșului de cumpărături pentru masa de Paște nu va depăși 500 de lei anul acesta.